nebune. Eu fără tine nu am sun, eu sunt invers, îmi ador, te iubesc. De această dată ne aflăm în capul codrului cu o surpriză frumoasă pentru domnul Adrian. O surpriză venită cu toată dragostea din partea soției, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să vedem cum va reacționa domnul la această surpriză. Între timp, dumneavoastră, să ne scrieți din ce colț al lumii sau a țării ne urmăriți, să dați un like și să distribuiți acest video. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună seara! Domnul Adrian, noi suntem echipa Surprize la domiciliu. Chiar dacă nu este ziua dumneavoastră, da, venim din partea cuiva drag dumneavoastră. A cuiva cineva drag? Cineva care și-a dorit astăzi din toată inima să fie măcar un piculeț mai aproape de dumneavoastră. Păi eu să vă mulțumească pentru tot timpul, pentru că ați jurat iubirea acum câțiva ani în urmă. Iar astăzi, mai mult ca oricând, și-a dorit să vă fac o surpriză și să vă transmită și un mesaj mai special. Cred că nevastă mea nu mai e atâta, altcineva nu are. Am să vă las aici ca să descoperiți dumneavoastră. Da? Da. Dacă tot v-am prins așa, fără tricou, v-am adus noi unul. Și unul special. Da? Da. Wow! Cel mai frumos cadou din viața mea pe care eu l-am făcut cu mie, pentru că e o persoană unică în viața mea și pot să zic că e cel mai frumos cadou. Avem și aici și un tortuleț cu mesaj special, dar haideți că descoperim pe rând. Da? Surprizele vin pe rând. Ok. Așa. Mesajul te iubesc. Foarte frumos. Am să vă rog frumos ca dumneavoastră să-l țineți. Da? Așa. Pe lângă aceste cadouri, eu pentru dumneavoastră mai am și câteva rânduri scrise din tot sufletul din partea Doamnei, care dorește foarte mult să vi le transmită. Au fost și bune și mai puțin bune în această viață, dar ați trecut cu toate, peste toate. Foarte bine. Și noi tare sperăm să treceți peste și cele care urmează, că așa este viața. Bine și cu bune și fără bune. Iar mesajul pe care îl avem noi de transmis spune așa: dragostea noastră este mai puternică decât o aventură. Am realizat acest lucru în timpul petrecut departe de tine. Suntem de atâția ani împreună. Au fost multe lucruri rele, dar și bune între noi. Am fost departe unul de celălalt și am încercat să ne construim străzi diferite, deși mesajele și cuvintele de regrete nu au lipsit niciodată din partea ta. Iar sentimentele nu se sting, din contra, astăzi sunt aici prin acești oameni care m-au ajutat să-mi exprim răspunsul meu față de tine. De aceea m-am gândit să te iert și să mai dau o șansă căsniciei noastre. Suntem făcuți unul pentru altul. Dragostea lui Dumnezeu este puternică și din iubire pentru El te doresc alături din nou, soțul meu. Te sărut cu drag, nevasta ta, Rosalinda. Foarte frumos. Cel mai tare sentiment pe care l-am putut avea vreodată, cred că asta este, pentru că iubirea noastră a trecut și greu și bine și am avut și clipit, dar niciodată, indiferent chiar dacă am fost la distanță, în inima noastră, în sufletul nostru, niciodată nu a dispărut nimic, la fel a rămas în fiecare zi. Așa este, noi sperăm că în timpul ce urmează, dragostea să fie tot mai puternică și mai puternică. Cu siguranță să fie și mai să treceți împreună peste toate, pentru că așa vine viața, fără instrucțiuni. Și noi trebuie să o trecem așa cum este ea. Cu siguranță. Iar acum noi pentru dumneavoastră, din partea Doamnei, mai avem și o melodie, da, care dorește să o ascultăm împreună. Tu fără mine nu trăiești, într-o secundă te topești, de dorul meu nebune.
frate, îl caut așa. Pe mine mă omoară când fiecare seară stau pe mâna obligat. Tu la tine îmi pare și fac viața mea. Chiar nu am trebuit să zic tu cum am iubit ultima oară. Păi nu trebuie să-mi spui ce când treci că la mine ta. De asta, ca eu să nu știu, întotdeauna am fost pe cauri din toate punctele de vedere. Dar astăzi chiar nu am știut și chiar am fost. Este un motiv să credeți că chiar își dorești din toată inima să fii bine. Eu cred din toată inima. Eu chiar nu știu, dacă nu o spus de multe ori lucrurile pe față, eu am știut și am simțit. Că avem ceva în comun cu Dumnezeu pe care ne lega și cred că asta ne țin. Așa cred că este. Și leagă Dumnezeu. Nimeni să ne despartă, așa este. Da, om nu poate despărți indiferent ce-ar face. Eu ce să zic, cel mai frumos cadou și chiar mă mulțumim din toată inima, din tot sufletul și cea mai frumoasă surpriză pe care eu am primit-o vreodată. Fericire multe vă dorim. Cu Doamne ajută să vină Doamna cât mai curând aici, aproape de dumneavoastră. Abia o aștept, abia o aștept. Chiar sunt nerăbdător să o văd, abia aștept să o văd. Pentru că v-a trecut un timp și mie este foarte dor de ea, exagerat. Nu știu, adică tot ce am este ea. Eu n-am nimic pe lumea asta. Pentru că am crescut alături de ea și am investit foarte multe lucruri sufletești alături de ea. Și asta pe mine, indiferent ce s-a întâmplat în viața asta, nu mă dărămoare. Pentru că am știut că am pentru cine să lupt în viața asta. Indiferent cât a fost de greu, ea mi-a dat speranță, indiferent ce a fost. O știu să mă încurajez și o știut că ea să fie lângă bine și când a fost bine și când a fost greu. Cele mai tari momente cred că au fost atunci când, nu știu, poate nu aveam ce avem astăzi. Dar vreau să spun că aveam o adevărată iubire și ea era cel mai important. Și așa mă mulțumeam cu ea și ne era de ajuns și eram foarte fericit din toate punctele de vedere. Dar această perioadă a fost așa, ca învățătură. Da, acum ca o să știți învrețuiți da, orice minut, orice da, secundă. Da, da, cu siguranță. Asta a fost o lecție de viață. Am învățat foarte multe. Poate n-am știut să mă comport așa cum trebuia ca un sos adevărat, dar asta, timpul ăsta mi-a dovedit că trebuie să mă comport mult mai bine decât eu am făcut și timpul mi-a oferit oportunitatea de a învăța lucruri pe care eu încă nu le știam. Așa este. Da. Cel mai frumos. Transmitem salutări Doamnei acolo. Da. N-am știut. Și tare sperăm că a reușit astăzi să vă surprindă plăcut. Cea mai mare surpriză pe care am putut-o primi vreodată de la un om drag a fost astăzi de la nevasta mea, pentru că în viața asta poate n-am avut chiar parte de surprize așa plăcute. A fost atunci când noi am avut nunta și în viața asta am avut și probleme, dar astăzi a fost total diferit. Niciodată nu m-am simțit într-așa moment sau să am așa emoții niciodată. Eu sunt bărbat mai tare de ferie, dar astăzi a reușit prin felul ei, prin modul ei și prin tratarea ei față de mine să mă emoționeze chiar la lacrimi, pentru că eu nu plâng așa ușor, dar ea mă face, nu știu, în toate felurile. Ne bucurăm tare mult. Și noi, și eu mă bucur că ați venit și chiar, nu știu, foarte surprins deja, așa un pic.